sărbătorit sâmbătă, 4 aprilie, una dintre cele mai importante zile. Una dintre fiicele sale a împlinit vârsta de 3 ani. Afaceristul a postat un videoclip pe pagina lui de Instagram, în care fiica lui suflă în lumânări și este foarte fericită. Bodil a transmis un mesaj emoționant fiicei lui, care a stârnit mii de aprecieri și mesaje pe rețeaua de socializare. Azi este o zi foarte specială din viața ta, împlinești 3 anișori. Din toată inima îți doresc multă sănătate, înțelepciune și fie ca bunul Dumnezeu să te păzească în fiecare clipă, iar eu să te pot face mereu fericită și să-ți aduc zâmbetul pe buze. La mulți ani, iubirea și mânia lui tati. Te iubesc inimă roșie, a scris Alex Body pe pagina sa de Instagram. Afaceristul are 2 copii din relațiile anterioare, mai exact 2 fete. Citește și, Alex Body a suferit cea mai mare umilință, slabe șanse ca una ca Daria Radionova să se uite la cocalar ăsta. Adevărul e că mai mult de Bianca Drăgușanu nu poți. Citește și, noi detalii ies la iveală. După ce Alex Body și Daria Radionova au negat că ar fi fost mai mult decât prieteni. Au fost 2 dăți în care, citește și, Bianca Drăgușanu scoate bani din buzunar pentru împăcarea cu Alex Body. Ce sumă va plăti vedeta și unde vor ajunge banii? Paradisul în care Bianca Drăgușanu stă în carantină cu Alex Body. Vedeta a plecat la vila din Mediaș a fostului soț. Imaginile sunt concludente. Bianca Drăgușanu a decis să stea în casă în timpul autoizolării, dar nu în orice casă, ci în vila lui Alex Body de la Mediaș. Nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă în relația dintre Bianca Drăgușanu și Alex Body. După un divorț rapid și dur, plin de agresiuni verbale și fizice, urmate de o citație și un proces la judecătorie, ca să nu mai vorbim de rufe murdare spălate în public de afacerist, printre care acuze de luare de medicamente și suicid. Acum, în cuplu curge numai lapte și miere. Nici urmă de Daria Radionova sau alte femei, de scandaluri uriașe. Toate s-au șters cu buretele. Din momentul în care Body a ales să se urce în privejet și să vină direct de la Londra la ușa fostei neveste. Mai mult decât atât, cei doi par a se iubi mai mult ca niciodată, astfel că au luat în calcul varianta unui nou mariaj. Și totuși este multă iubire la mijloc, căci, din ultimele informații, se pare că foștii soți sunt nedespărțiți de zile bune. Surse apropiate lor susțin că Bianca Drăgușanu stă în carantină în vila lui Alex Body de la Mediaș, proprietate ce seamănă foarte bine cu un colț de paradis. Casa, construită acum 2 ani, are etaj și mansardă, toată mobilată după ultima fiță, cu șemineu și sală de sport, o curte uriașă, piscină și un garaj în care intră cele 6 mașini de lux. Citește și, Bianca Drăgușanu a primit un cadou fabulos de la Alex Body. Accesoriul costă 4.000 de euro.